Primele dispozitive medicale care vor fi compensate vor fi testele, lanțetele pentru determinarea glicemiei, pungele colectoare pentru stome intestinale și urinare pentru pacienții care au suportat rezecții intestinale sau înlăturarea vezicii urinare și care au suferit intervenții chirurgicale pe colon, precum și exoprotezele mamare. Pacienții vor putea alege din varietate de produse compensate modelul, mărimea, cantitatea necesară, deoarece proiectul prevede eliberarea dispozitivelor medicale în baza rețetei compensate în orice farmacie din țară contractată de către Compania Națională de Asigurări Medicină și evitarea factorului uman a distribuției, care lua decizii cât și cui să distribuie. Un alt regulament aprobat miercuri va permite ca farmacistul să modifice cantitatea de medicamente și dispozitive medicale în conformitate cu prescripția medicului. Și vă aduc exemplu. Cantitatea medicamentului prescris de către medic conținea 90 unități terapeutice, adică pastile. Însă farmacia dispunea de un produs comercial care avea în ambalaj 100 de pastile. Astfel, diferența de pastile trebuia achitată de pacient, chiar dacă aceste medicamente erau total gratuite. Totodată, noul mecanism va permite participarea la tendere a mai multor distribuitori de dispozitive medicale. Ele se procură centralizat cu existența, în multe cazuri, a unui singur agent economic câștigător, deseori fiind același câștigător de-a lungul anilor, dezavantajând atât pacienții cărora nu li se oferă posibilitatea de a alege produsul conform caracteristicilor individuale, dar și agenții economici. Implementarea proiectelor este acoperită din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru totalul de medicamente și dispozitive compensate este prevăzută o sumă de peste 763 de milioane de lei. Dispozitivele menționate vor fi disponibile în farmacii începând cu luna aprilie curent.